Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la emisiunea Realitatea în politică. Sunt Titi Sultan, astăzi vom discuta despre alegerile parlamentare și românii din diaspora, însă, ca de fiecare dată, vă mai spun și eu că, din păcate, azi am avut o zi neagră din punct de vedere a infectărilor cu COVID-19, aproape 6500 de cazuri, 78 de decese și 876 de persoane la terapie intensivă. Din punct de vedere al alegerilor parlamentare, însă, ele se vor desfășura data de 6 decembrie, chiar dacă evoluția pandemiei poate, pentru unii, ar impune amânarea alegerilor sau chiar instituirea stării de urgență, însă, în data de 6 decembrie, în mod evident, alegerile parlamentare vor avea loc. Listele de candidați s-au depus până în data de 22 octombrie. Despre Parlament am discutat, însă voi avea ocazia să discut astăzi cu invitații mei, pentru că Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului român și unică autoritate legiuitoare a țării, am spus, o repet, și-a pierdut foarte mult din rolul ei și, în momentul de față, în topul instituțiilor statului cu cea mai mare neîncredere, din păcate, se situează Parlamentul României. De ce? Pentru că în cei 31 de ani de parlamentarism, dacă punem și cei 2 ani de parlamentarism provizoriu, 90-1992, totuși rolul acestuia de organ reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării nu s-a îndeplinit și asta din cauza modalității în care unii parlamentari au înțeles să-și ducă la îndeplinire mandatul față de cetățeni. Vom discuta însă despre acest subiect, în mod evident, cu invitații mei de astăzi, ca să nu monopolizez începutul emisiunii și îmi face o deosebită plăcere să vă anunț că în această seară, în platou, am doi invitați, domnul Ștefan Stănășel, care este candidat din partea Partidului Pro-România Social-Liberal la funcția de deputat în Parlamentul României, în circunscripția 43 diaspora și totodată președinte al Organizației pentru Cooperare Națională a Cetățenilor Români din Italia și pentru unitatea acestora. Bună seara, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara și cu drag întotdeauna vin la dumneavoastră. Știu că ne privesc foarte mulți, așa că sunt alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Și, nu în ultimul rând, domnul Petrică Dima, care este candidat din partea Partidului Socialist Român la Senatul României, colonel în rezervă din partea Ministerului Afacerilor de Interne și, de asemenea, un om politic cunoscut prin perseverența cu care dânsul a candidat pentru funcția de primar general, pentru funcția de parlamentar în anul 2016 și, dacă nu mă înșel, chiar pentru funcția de președinte al României. Bună seara, domnule Dima, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație și sper să mai mă invitați și cu altă ocazie. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Aș începe printr-o prezentare foarte scurtă. Am făcut-o, o fac și acum. A ceea ce înseamnă cetățenii români din străinătate. Evident, domnul Stănășel este un reprezentant al acestora, fiind de circa 23 de ani în Italia, dacă nu mă înșel, și cunoaște prin activitățile pe care le-a desfășurat, activități în cadrul organizației pe care o conduce, de susținere, de ajutare, de ducere la îndeplinire a unor activități care au avut ca scop să sprijine cetățenii români din afara granițelor țării. Din păcate, după integrarea României în Uniunea Europeană 2007 și mai ales după criza economică din 2008, foarte mulți cetățeni români au plecat în străinătate. Avem circa 5-6 milioane de cetățeni români plecați în străinătate. Cei mai mulți în Italia, 1.280.000, dacă nu mă înșel, în Spania, Germania, Marea Britanie. Însă, din toți aceștia, 800.000 de cetățeni români sunt posesori de pașapoarte CRDS, adică cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Deși, am spus, o spun de fiecare dată, încă din 1991, în Constituția României, în două articole foarte importante, 7 și 17, care se referă la cetățenii români din străinătate, articolul 7, adică
statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării, se acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului a cărui cetățeni sunt, și 17 cetățenii români în străinătate, adică cei care se află în străinătate din diverse motive, scop turistic, știu eu, vizite și așa mai departe, care muncesc în străinătate, se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția celor care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. Și în fine, mai e dreptul la liberă circulație destul de comentat după instituirea stării de urgență, pentru că s-a vehiculat ideea că acest drept a fost încălcat prin instituirea stării de urgență, știm bine, 15 martie anul curent. Însă vom reveni asupra acestui subiect și a ceea ce înseamnă, de fapt, restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți, care, din păcate, n-a fost explicată așa cum trebuie cetățenilor români, atât din țară cât și din străinătate. Dar l-aș întreba, în primul rând, pe domnul Ștefan Stănășel. Ce va determina, după activitatea atât de bogată în străinătate, prin care a susținut, prin activitatea dumneavoastră, cetățenii români de acolo, ce va determina să candidați pentru un mandat de deputat pentru circumscripția electorală 43 diaspora? Da, s-a pus această întrebare și credeți-mă că cu tot dragul vă răspund. Acum 10 ani am încercat, împreună cu câțiva oameni de bine din Italia, să punem bazele unei organizații, să ajutăm să fim alături, să susținem și celelalte organizații din teritoriu. Proiectul a funcționat, dat fiind faptul că era o masă rotundă, nu era piramidală și automat în momentul acela a fost un succes, pentru că toți se puneau la masă și spuneau probleme din teritoriu. 10 ani în care la orice vizită oficială, primari, președinți de regiuni, am luat lângă mine responsabili sau persoane din societate, din acea comunitate, lângă mine ca după ce plec primarul sau președintele regiunii să aibă grijă de acești oameni, pentru că sunt foarte multe lucruri care n-au funcționat încă și acum încă nu funcționează nici în Italia în ceea ce privește pe românii din Italia. Am hotărât să intru în politică, dat fiind faptul că tot ceea ce am muncit, tot ceea ce am realizat, mi se părea că este inutil, adică nu inutil, cât pot să spun că era un lucru care nu mă mulțumea, în primul rând. Și am zis, din partea unei instituții, și instituția statului, în cazul nostru, Parlamentul, avem nevoie de o voce puternică, în primul rând, în Parlament. Am vrut și credeți-mă că o să reușesc să schimb mentalitatea, în primul rând, a Parlamentului și a parlamentarilor în ceea ce privește pe românii din străinătate. Asta m-a determinat și credeți-mă că nu o să intru niciodată într-un proiect în care doar să încerc. Mie îmi place să ajung la final. Da. Domnul Petrică Dima, sunteți și președintele Organizației Municipiului București a Partidului Socialist Român. Însă, după o lungă activitate de ofițer în cadrul unui minister foarte important din administrația publică centrală, ce va determina să intrați în viața politică și mai ales ce prevăd modalitățile de exprimare a Partidului Socialist Român? Da, foarte bună întrebarea. Mi-a mai fost pusă de multe ori că ce am avut eu în gând de am intrat în politică fiind așa de murdară și, cum o știu toți românii, coruptă. Ei, tocmai aceste lucruri m-au determinat, pentru că am văzut atâta umilință la poporul român făcută de către mai mari statului, de către cei care au fost aleși să ne reprezinte, să ne conducă, să ne facă viața mai bună. Că așa, cel puțin, ne-au promis atunci când ne-au cerut votul și mai ales atunci când, după 1989, s-a schimbat regimul, asta au promis cu toții cetățenilor, românilor, de bună credință. Ei, ceea ce au promis nu au respectat. Deci au umilit poporul român, l-au îngenunchiat, l-au mințit, l-au furat,
i-au furat visele și au făcut ca mulți milioane de români să își părăsească glia, țara, plecând peste hotare să-și câștige un codru de pâine pentru a-și hrăni familiile din țară. Acești români nu au plecat de bunăvoie, de plăcere. Au fost alungați pur și simplu din țară, să o spunem pe aia de a fost criză economică. Eu mi-aduc aminte că eram ofițer și nu puteam să reacționez, pentru că eu jurasem să-mi îndeplinesc atribuțiunile pe care le aveam conform legii. Și mă durea sufletul când am observat și l-am auzit pe președintele României, domnul Traian Băsescu, că ce să facă el? Nu poate să le asigure un trai mai bun românilor și că cei care vor salarii decente, care vor locuri de muncă, să plece din țară pur și simplu. Deci au fost izgoniți. Nu se poate așa ceva să rămână netaxat de poporul român. Este printre primele țări, după Siria, o țară care își părăsește în afara țării, își părăsește teritoriul, țara, glia, pe timp de pace. Așa ceva nu a existat nici în al doilea război mondial, nici în primul așa ceva. Ne-am apărat cu prețul vieții glia, pământul străbun al înaintașilor noștri, al eroilor, care țara asta pe unde privești, întorci capul, este plină de eroi, este plină de atâta istorie, avem o istorie grandioasă. Cineva mie drag spunea așa, într-unul din, că vreau să aduc în discuție, prin marșul făcut pentru Avram Iancu, prin munții Apuseni, că dacă Avram Iancu nu era, astăzi, în România, curgea pe o albie românească o istorie străină. Vă dați seama ce profundă este această exprimare, această... E un adevăr istoric, da, este adevăr. Așa, ca român trebuie să te pătrundă până în străfundurile sufletului și să încerci să-ți aperi cu strășniție țara, semenii, poporul. Ei, eu am fost mânat de aceste lucruri și a trebuit să intru și să încerc să schimb ceea ce este acum putred în Parlamentul României, în sferile înalte ale conducerii țării. Am cerut și demisia domnului președinte Iohannis. Am făcut și alte acțiuni judiciare, adică i-am făcut niște plângeri penale domnului președinte. Are o groază de fapte săvârșite. Numai bine, că justiția noastră trebuie să le dovedească cine e justiția. Justiția este aservită celuia care i-a numit în funcție. Și ei trebuie să răspundă cumva, să le răspundă, să le întoarcă înapoi serviciul ăsta. Nu vedeți cât de demisia este un act unilateral de voință al președintelui? Dacă poporul român este însetat de justiție, de dreptate socială, ceea ce ni s-a promis și nu am primit. Ei, și toate aceste lucruri m-au făcut să intru în politică și pentru că am jurat credință patriei și poporului meu, eu ca ofițer, am datoria asta sacră cu jurământul militar. Nu te joci, ăla este până la moarte și eu ca militar, pătruns de acest jurământ militar, am mers până la capăt, trecând în viața civilă, mergând în politică pentru a-mi ajuta semenii care sunt supuși unor lucruri groaznice din partea acelor guvernanți și parlamentari. Parlamentul României este un parlament al corupților. Este un parlament al trădătorilor. Acum al nu trădătorilor. Putem să generalizăm. Sunt și oameni cinstiți, dar normal, acum dar noi vorbim generaliza. De majoritatea de aceea, pentru că 31 de ani, cum ați spus la începutul emisiunii, 31 de ani, nu pot să-ți explici cum mama lui cel de sus, așa, nu s-a reușit să se facă
în așa fel încât românii să nu plece din țară, salariile să fie salarii decente pentru toți, ca să poată să rămână în țară, să-și crească familiile, copiii să primească alocații așa cum trebuie să primească, nu de umilință, ceea un milion și jumătate le-a mai dat 20 de lei acum. Cum poți să gândești așa ceva? Trebuia mărită alocația la copii, da, fără discuție, imediat, fără negociere, fără nimic. Erau bani, pentru că s-au împrumutat o groază de bani, pentru că s-au cheltuit în mod nejustificat, tot felul de pomeni electorale. Ei, și atunci nu te face să te revolți, nu te face să te ridici dacă ești un bun român. Da, da. Vedeți, sunt puțin ca dumneavoastră, vedeți din păcate. Câte motive lumea, aveam eu, ofițerul, da, ofițerul de poliție, da, român, Dima Petrică. Câte motive aveam și am în continuare să mă revolt, să pun mâna pe sabie. Perfect. Și să spun la luptă românii mei pentru a recăpăta drepturile și libertățile, da, noastre, cum a făcut Horea, Proșca, da, și Crișcean. Ce ați realizat până acum prin lupta asta? Că ați ridicat sabia de câte ori, da, până acum și noi, cine v-a urmat? Noi suntem un partid politic neparlamentar. Da. Să mai mă calmez. Da. Vă rog. N-aveți de ce să vă enervați. A început să și plouă, nu de altă dată. Trebuie să, da, da, să ne ridicăm. Mie îmi pare rău pentru că poporul român este prea îngăduitor, prea îngăduitor cu cei care, nu, da, de lăsător, nu e bine să de... zici lasă că capul, exact, plecat, sabia nu îl taie. Ba aici da, îl taie, este greșit. No, să știți că este greșit. Ridică-te și luptă pentru drepturile tale. Da. Ei, Partidul Socialist Român, cu o mână de oameni, dar patrioți, pentru că sunt oameni cinstiți, pentru că sunt oameni muncitori, harnici, responsabili, patrioți, n-am plecat din țară, noi ne luptăm mai să schimbăm din interior, pentru că dacă am plecat cu toții, granițele sunt deschise. Și de ce nu faceți o unitate a partidelor patriotice, a asociațiilor patriotice, care să poată să aibă mai multă putere de exprimare, zic eu. Noi, printr-o voce, două, nu puteți face mare lucru, pentru că trebuie să mergeți și pe idei instituționale. Ai cere demisia președintelui, nu rezolvă nimic, îl... Ce să mai? Atât că e un act unilateral. I-a cerut el președintele demisia primului ministru și nu și-a dat-o. Dar să țină cont de părerea domnului Petrică Dima sau știu a cui. Să spună, domnule, dă-ți vreau demisia să vă ca spun așa. Nu, asta nu că face. Că sunt nemulțumit. Corect? De actuala politică care este făcută acum de PNL, nu pot să spun de PNL. Pentru că sunt la guvernare, președintele nu este președintele tuturor românilor, este președintele de facto al Partidului Național Liberal, pentru că el ar fi trebuit suspendat. Pentru? Pentru că nu este, el nu respectă Constituția. O calcă în picioare de dimineață și până seara. Dați-mi un exemplu. Ați înțeles? Păi un exemplu. Se erigează în președintele Partidului Național Liberal. El numai cu... Bine, este și premier. Președinte. Stați că dânsul este, da, și premier. Ați văzut cum, bine, îi cheamă la guvern, dă dispoziție, bine, și ceea ce haideți, dictează haideți să vă și hotărăște. Aia aplică să vă spun domnul ceva ca să închem. Premier, da, Orban. Hai să vă spun un lucru, deci, ca să înțeleagă toată lumea. Să-și vadă de treaba lui. Este președinte, stai acolo, bun, la Cotroceni. Du-te, reprezintele. Luptă pentru România. El ce face? Vă dau răspunsul imediat. Nu sunt apărătorul președintelui, nici și al nici nu doresc să nu vă spun decât să vă situați de partea, da, asta. Nu mă situez de partea nimănui. Însă vă spun apărat atât. Vă spun atât. E un articol în Constituția României, articolul 72. Se referă la imunitatea parlamentară. Și dacă vă uitați la aliniatul 1, spune așa. În timpul exercitării mandatului, deputații sau senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Dacă vă duceți la instituția președintele României, spune acolo, președintele României se bucură de imunitate, dispozițiile articolului 72 aliniat 1 se aplică în, da, mod, da, corespunzător. Pentru trădare nu se bucură. Păi, nu știu, asta trebuie dovedit. În alta trădare e infracțiune. În alta trădare este infracțiune, grav. Este în codul penal, este altceva, pedepsită cu articolul 398, da. Deci dânsul da, are o... Corect. Deci are și pe partea noi, asta. Noi nu vorbeam de Iohannis, dar vorbeam de instituția. Dar cine să facă? Pentru că PSD-ul, care îl blamează toată lumea și îl reclamă că este partid majoritar în Parlament și ar putea să ia o groază de măsuri. Și de câte ori se pune în față, ce o să faceți, domnule președinte Ciolacu? Vă gândiți la suspendarea președintelui?
În niciun caz. Adică orice ar face președintele nostru, e greu acum. Că încalcă Constituția de dimineață și până seara, majoritate fragilă. În niciun caz nu ne gândim la suspendare. Da, dar de ce să luăm în calcul? Dar de ce să nu ce? Respectăm Constituția și să mergem la această la această instituție a suspendării? Da, vă spun de ce. Că dacă vă duceți, vă spun și articolul, că știți 85, președintele României poate fi suspendat din funcție pentru încălcarea unor fapte grave prin care încalcă prevederile. Pentru să încălcarea Constituției cu votul, cu votul majorității. Păi dacă majoritatea? Dacă au majoritate, dacă știau să negocieze cu Pro-România, dar niciodată n-au... Ia să ascultăm și opinia la Pro-România. Nici de la Primăria Capitalei nu putea să plece doamna primar Firea, dacă dânsii erau înțelepți, dacă PNL-ul a început și a făcut din astea... Ei au avut un blat întotdeauna, ascultați-mă bine. Dacă a făcut și o să alianțe, vă spun și de ce. Păi de ce să nu te aliezi, mă, că ai văzut la momente de restriște și grele. Cauți aliați, cu cine să poți să-ți bați dușmanul. Corect. Tu de ce nu ai... Nu, ei n-au căutat, au zis că sunt puternici, că vor reuși singuri, deci au încrezut, au fost încăpățânați, cu toate că au fost consiliați în sensul ăsta. Li s-a spus, am fost și noi la Chiselev, am discutat cu dânșii și am făcut cu dânșii un protocol ca să o susținem pe doamna și a zis nu am nevoie în primul tur nu am nevoie, dar în turul 2 o să ieșim, o să ne întâlnim, o să facem poze, ca să ne susține să facem. Așa. Da. Când a văzut cu cât a câștigat în primul tur, ce a făcut? A zis că nu mai are nevoie de noi. Ne-a abandonat, ne-au mințit, ne-au trădat, noi am fost de bună credință. Așa se face politica asta. Din păcate. Dânsul, dacă este de la Pro-România, ar fi trebuit, așa spun că PSD-ul, să aibă altă atitudine față de Pro-România și de ALDE, pentru că, ați văzut, dânsii au fost înțelepți și au făcut protocol împreună alianță. Acum să ascultăm și opinia domnului Stănășea, vă rog. Nu, eu am ascultat pe domnul foarte atent. Domnule, e un om ca mulți dintre români revoltați de ceea ce se întâmplă. Ce să mai... Ceea ce vreau să vă spun este de politica asta de politică din România, și credeți-mă că am eu responsabilitatea când spun treaba asta, este la mod acum împotriva cuiva. Și culmea se premiază împotriva cuiva. Hai să punem pe masă. Hai să arătăm oamenilor că știm, avem soluții. Credeți-mă că lumea s-a cam supărat și pe cei de la USR, pentru că sunt împotriva la tot și la toate. Atenție, a fi împotrivă nu înseamnă că știi și dacă cunoști probleme, nu știi să le rezolvi. Dom'le, eu sunt bun la criticat. Bun, perfect. În ceea ce privește, ați spus de politica murdară din Parlament. Eu, odată pe scenă, în fața la 7.000 și ceva de români, am spus așa. Nu vă spun să respectați politica, vă spun să o iubiți. Pentru că e singura știință care se ocupă cu viitorul nostru. Nu există altă știință pe nicăieri. Dacă cineva a murdărit această știință și au făcut-o mulți, nu înseamnă că politica trebuie denigrată. Este singura știință, v-am spus, nu există altă știință. Dacă un tată își bate un copil în fiecare dimineață, nu înseamnă că paternitatea e un lucru rău. Acel tată e un nenorocit. Și așa mai departe. În ceea ce privește plecarea românilor din România înspre diaspora, înspre Europa și Asia, au plecat și în America. Am plecat în perioada în care țara n-a putut să ne dea oportunitatea să rămânem. Și românul s-ar întoarce în România dacă ar găsi oportunitatea. Exact ce a spus domnul Dibă. Exact cum a spus dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar mai e un lucru. Când vorbim de românii din diaspora, credeți-mă că noi știm tot ce fac ei pe aici, pe la Parlament. Să nu cumva să creadă cineva că românii nu știu ce se întâmplă în România. Noi știm ce se întâmplă. Dar credeți-mă că atunci când putem să ajutăm, ajutăm. Dar când vedem că nu suntem nici măcar băgați în seamă, exact cum v-am spus înainte, România ar trebui să fie alături de români și românul să simtă România aproape. Pentru că și prin legislația României și prin legile fundamentale a României, România, acolo unde se găsește un român, trebuie să fie alături. Da, pauză și revenim. O scurt moment de publicitate și revenim imediat în platou. Mulțumim!
E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am revenit în studio, stimați telespectatori, o discuție foarte interesantă în prima parte a emisiunii, în care ambii candidați, unul la Camera Deputaților, circumscripția 43, diaspora, domnul Ștefan Stănășel, reprezentant al Partidului Pro-România Social-Liberală, și de cealaltă parte, domnul Petrică Dima, candidat la Senatul României din partea Partidului Socialist Român. Însă, două sublinieri aș vrea să fac. Eu mai intervin în contextul în care, eu știu, apar anumite acuze care, din punct de vedere constituțional, trebuiesc reflectate în litera și spiritul legii fundamentale. De asemenea, când vorbim de acuze, trebuie să avem și dovezi când facem astfel de acuze la adresa cuiva. E adevărat că, la nivel general, situația în România este foarte, foarte grea. Dar revin la titlul emisiunii de astăzi. Alegerile parlamentare și românii din diaspora. În diaspora sunt, așa cum am spus în prima parte a emisiunii, circa 4-5 milioane de cetățeni români, din care numai 800 de mii sunt posesori de pașaporte CRDS. Nu întâmplător am spus că voi vorbi despre dreptul la liberă circulație.
așa cum e el consacrat în legea fundamentală, articolul 25, acolo spune că dreptul la liberă circulație în țară și în străinătate este garantat, legea stabilind condițiile exercitării acestui drept. Fiecărui cetățean este asigurat dreptul de a stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. De aceea ajung la această reglementare ca să pot să-l întreb pe domnul Ștefan Stănășel, pentru că în momentul în care cetățenilor români din străinătate, care număr foarte mare, își doreau să vină nu numai datorită faptului că în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și nu numai, pandemia producea efecte așa cum se întâmplă acum în România, dacă nu mai grave. Și în mod evident, ei vreau să vin acasă, se apropiau și sărbătorile pascale, iar în acel context generat de faptul că românii, nu toți, în străinătate, au condiții legale de ședere și desfășoară activitatea, mă refer la muncă, pe baza unui contract, în mod clar, nu beneficiau toți de măsuri de asistență socială, de sănătate și așa mai departe și era normal să vină acasă, fiindcă acolo practic nu mai aveau ce face. Statul român, prin faptul că a introdus starea de urgență în data de 15 martie, dar și înainte de această introducere a stării de urgență, care practic a presupus restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți, și aici din păcate statul a greșit puțin și a spus-o de fiecare dată, fiindcă nu a explicat în mod concret ce înseamnă articolul 53 din Constituția României. A spus în prima parte. Am spus-o de fiecare dată, și anume că restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți poate fi făcută numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralii publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau a unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, de asemenea să fie dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, să nu fie aplicată în mod discriminatoriu și să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertății. Motiv pentru care îl întreb pe domnul Ștefan Stănășel, probabil că în acea perioadă era în Italia, da, cum au reacționat cetățenii români atunci când statul practic i-a recompensat pentru faptul că la legile parlamentare, în special într-un 2, la legile prezidențiale, au votat în număr de 1 milion de cetățeni români și s-a încercat într-adevăr dublarea numărului de parlamentari și o să vă întreb și despre acest aspect și pe dumneavoastră și pe domnul Dima, însă cum au reacționat când au văzut că statul le întoarce spatele, au foarte mulți cetățeni români din țară, le spuneau prin diverse mijloace, domnule, de ce nu rămân acolo, dacă tot au plecat. Da. Uitând, practic, ce fac cetățenii români din străinătate pentru cei de aici, câți bani intră în bugetul statului român de acolo anual. Poate că nu e niciun motiv clar pentru statul român să asigure condiții, pentru că altfel n-ar mai veni acea sumă imensă de bani, câteva miliarde de euro anual. Da, suntem încă cei mai mari investitori străini în România. Întrebare și pentru domnul Dima, evident. Cetățenii români din diaspora. Corect. Să știți că în momentul când Italia a intrat în lockdown, cetățenii români din diaspora, să fim foarte clari, românii din Italia, care au familii și lucrează, și deci nu cei care vin temporar, au decis, și credeți-mă că am rămas foarte surprins, plăcut surprins, că au decis să rămână acolo, pentru că nu știam cum se propagă acest virus și chiar le mulțumesc pe această cale, pentru că au decis să rămână. Au plecat unii români, care majoritatea dintre ei erau și asistați social la noi în țară. Exact. Eu înțeleg că au plecat să muncească temporar, dar atenție când vorbim de diaspora, și mi-a părut foarte rău când am văzut televiziuni naționale când spuneau vin românii din diaspora. Eu le spun așa celor care mai spun lucrurile de români din diaspora, apropo de PSD, când spuneau că noi suntem numai hoții și curvele, știți despre ce e vorba, da, și da, nu mai spun alte cuvinte, spun, da. Ăștia, adică acești ăștia, acești cetățeni români, ăștia din diaspora. Nu, eu nu sunt bine, a fost ăștia opinia din diaspora. Unui lider din PSD. Eu am înțeles, PSD, dar în politică dar n-ai nu trebuia greșești, să fac o asemenea afirmație. N-ai voie să greșești în politică. Da, e foarte evident, clar. Evident. Deci românii s-au supărat. De ce? Pentru că noi nu suntem ăștia. Suntem fiii acestei țări. Suntem români, indiferent unde am fi prin lume. Deci, atenție, după lockdown, imediat au plecat mulți care nu aveau
situația clară în diaspora, dar au rămas foarte mulți și credeți-mă că imediat după martie, în aprilie, au, deci, oamenii care nu aveau o situație economică venise de puțin timp, erau în regulă, au început să aibă problematici. N-am văzut din partea statului român. Și credeți-mă că au rămas oameni pe stradă, vorbesc de badante, acele badante care, toți vorbim despre acele femei românce de ale noastre și sunt și bărbați, dar problema este că acei oameni când pierd locul de muncă, pierd și casa unde stau. Și credeți-mă că ne-au sunat foarte multe persoane, am stat alături de câteva cazuri din Toscana, pentru că nici noi puteam să ne mișcăm, legea nu ne permitea, dar nu am văzut niciun gest din partea României. Atunci în România, când am venit prima oară, în România nu era mască. Eu veneam cu masca și îmi spuneau prietenii, ia-ți masca că lumea zice că ești bolnav. Deci de ce am fost tratați în halul ăsta după ce am arătat României că diaspora se poate uni? Se poate uni și a fost un vot de protest. Atenție, a fost un vot să nu se mai laude nici PNL-ul, nici alte partide că au fost al lor. Nu, a fost un vot de protest. Și atenție când spunem treaba asta, pentru că românul se unește la două, în două cazuri diverse. La mare, mare necaz și la mare, mare bucurie. Românul în diaspora așa se unește. În rest încolo nu prea ne unim și ne-au băgat hâră între noi. Au folosit acel cuvânt care mie nu-mi place, divide et impera. Adică trebuie să îi desparți și atunci îi conduci. Românii nu mai cred minciunile din țară. Din diaspora. Credeți-mă că sunt de 25 de ani plecat și întotdeauna am avut speranță că în România se va schimba ceva. S-a schimbat multe în bine, să fim sinceri. Dar încă mai sunt persoane care fac rușine, duc rușinea și pe din afară și în afară a cetățenilor români, indiferent unde am fi. Eu am hotărât și am spus tuturor colegilor, oameni tehnici, puternici din Italia și nu numai din Italia, haideți să arătăm România noastră frumoasă, aici unde trăim, și să impunem acestor oameni, impunere e un cuvânt urât, dar impunere cu respect acelor reprezentanți ai conducerii administrative italiene, cum suntem noi românii, cum muncim, suntem tratați foarte bine, dar au început situații puțin mai delicate în Marea Britanie și știți la ce mă refer. În Marea Britanie statul trebuie să intervine urgent, că în ianuarie avem mari probleme. Românii de acolo sunt discriminați printr-o simplă lege care, culmea, nu-i califică, deci România ar trebui. Eu de-aia am spus de minister, cum v-am spus dumneavoastră, Ministerul Român de Pentru ar fi bine să vină un ministru să ia legătura cu omologul său, ministrul muncii din țara respectivă, din, în cazul nostru, Italia sau Marea Britanie, și să spună așa, sunt ministru, nu secretar de stat. Sunt un ministru, din punct de vedere, nu legal, din punct de vedere și fizic. Una este și instituțional. Nu mai spun de instituțional. Nu mai spun ce se întâlnește un ministru cu ministru. Vorbesc cauzele respective și le rezolvă acolo, pe loc. În schimb, nu s-a mai vrut acest minister. Nu știu care a fost motivul. Eu am militat pentru acest minister. Departament. E un departament, dar oficiat în 2017, din punct de vedere juridic, credeți-mă că nu este același lucru. Să fim foarte clari. Cu toate că am fost de acord cu treaba, mi-a plăcut, am fost alături de ei, au venit miniștrii, am făcut întâlniri instituționale în fața la mii de persoane, sute de persoane în Toscana, nu mai spun în Sicilia, unde am avut probleme foarte mari cu români de acolo. Români care au fost discriminați și România se aflau, și din România aflau de la televizor. Nu este corect, sunt fiii acestei țări. România ar trebui, în primul rând, și ca stat, dar Parlamentul, mai ales ca instituție, ca instituție importantă, fundamentală, ar trebui să spună prima ce se întâmplă cu acei 4 milioane, 5 milioane de români. Se vaită românii că pleacă oamenii pregătiți, pleacă oamenii care au calificări. Dar acum sincer vorbim între noi acum, suntem decât noi și câteva mii care ne privesc. Cine credeți că a plecat de bine din țară? În au ce plecat? Scuze că avem un telefon în direct. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Dragul Nicolae, vă telefonez Anca Milano și, în primul rând, doresc să-l felicit Ștefan și să-l așteptăm, ne cunoaște de tot de mult timp. Vă salut! Pentru curajul lui în această
stradă pe care o urmează. Sperăm să aibă succes. Mulțumesc. Și sperăm ca să schimbe un pic mentalitatea publicilor români față de diaspora. Deci noi aici, eu în Italia m-am ocupat de dreptul cetățenilor români. Italia, eu un sindicalist. Un bun sindicalist, un bun sindicalist, român, un român. Bun sindicalist român de-al nostru și a ajutat foarte mult cetățenii români de acolo, mai ales categoriile mai slabe, să zicem așa, unde noi, România, n-am. Îți mulțumesc frumos că ai intrat, Radu, mulțumim și îți mulțumesc mult. Foarte mult. Bună seara. Acum să-i dăm cuvântul și domnului... Este o întrebare foarte interesantă în ceea ce privește legislația. E foarte important. Ministerul Muncii, atenție... Ministerul Muncii din România și Ministra Muncii ar trebui să dea răspunsuri clare. Dat fiind faptul că în România, în momentul când pleacă, când intre cineva la pensie, își face un dosar local. În schimb, prin legăturile bilaterale dintre România și Italia, avem situații puțin, cum să vă spun, ne la locul lor în ceea ce privește o cerere simplă pentru ieșirea la pensii. Sunt persoane care au cerut pensia în Italia și, așa spunea domnul Radu și spunea și mie, nu e posibil ca să vii, oricum plătește Italia, pentru că sunt acorduri bilaterale, plătește Italia. Dar noi în România ce am făcut? Ministerul Muncii a făcut un lucru. A divizat această muncă în niște regiuni. Deci eu care sunt din Craiova, mă duc în Arad ca să fac o cerere. Să fac o cerere, să-mi iau pensia. Ar trebui să simplifice aceste lucruri. Și credeți-mă că Ministerul Muncii și Ministrul Muncii ar trebui important să facă imediat demersuri și să răspundă la aceste cereri, pentru că sunt oameni de 3 ani, de 4 ani care așteaptă, și am și nume, care așteaptă să iasă la pensie. Corect. Deci, atenție, au ieșit la vârstă, la ani, și nu, în România este o birocrație care, nu credeți-mă că am crezut că va dispare odată. Este excesiv. Este extraordinar. Oamenii încep să-și piardă încrederea în ei, nu, și mai ales în tine. Nu mai poți să mergi să ai un ton așa mai... De birou și ce vrei, dragă? Corect. Cum adică ce vrei, dragă? Omul vine de la sute de kilometri, a muncit o viață întreagă. Acești oameni trebuie respectați. Pensia nu este o lege a unui partid, pensia este lege fundamentală. Tot să se ajunge la pensie. Nu este o pomană, este un drept. Este o pomană, e un drept. Și credeți-mă că acest om care e cunoscut în Italia a muncit, dar nu l-ascultă, nu-l răspund, dar măcar un răspuns. Sunt oameni care lucrează la minister. Eu înțeleg că tehnicii știu, dar să ne vină șeful. Păi ne vine șeful când? Stau de ani de zile oameni și nu merită acești oameni, că au muncit și în țară, au muncit și în străinătate și credeți-mă, să iei 1000 de euro în străinătate, muncești de dimineața până seara, credeți-mă, pe brânci. Nu e ușor pentru acești oameni. E păcat și nu merită această soartă. Da. Domnul Dima, vă rog. Da. Partidul Socialist Român are o atenție deosebită asupra cetățenilor români care sunt plecați în diasporă, în străinătate. Pentru că le înțelegem suferința, durerea și nevoia pentru care au plecat acești oameni și pentru care fac destule niște munci inimaginabile pe acolo. Nu știm prin ce chinuri, prin ce pericole, prin ce sacrificii trec ca o dată sau de două ori pe an, să vină acasă încărcați cu bucate, cu de aleguri pentru cei lăsați în țară. Și noi suntem pătrunși de această suferință, de această durere. E durerea națiunii române, nu numai a lui Petrică Dima, nu numai a dumneavoastră sau distinsului nostru coleg, ci a întregului nostru popor. Este o dramă națională. Da, este o suferință, o durere a întregului nostru. Și atunci noi care milităm și facem, avem planuri, avem proiecte, avem programul Partidului Socialist Român, care se mulează pe nevoile omului, pe nevoile celor mulți și neajutorați, umiliți, îngenunchiați, furați, scuipați și jefuiți de toate instituțiile din România asta, avea perfectă dreptate și
am prins ideea asta cu ministerul ăsta și cu obligativitatea ministrului de a se implica profund în a rezolva problemele unor români care sunt în străinătate. Și această birocrație care este excesivă, îți vine uneori ori să pui mâna pe ciomag, ori să te lași, să te lași păgubaș, pentru că este atât de greu să ajungi să-ți obții un drept al tău. Vedeam acum câteva zile pe doamna ministru al muncii, pe doamna Violeta Alexandru, care spunea că a rezolvat în țară problema întârzierilor la dosarele de pensionare, unde românii și așteptau și 5-6 luni de zile pensia. Păi cum să trăiești, măi, române, când erai cu salariu și nu reușeai să trăiești de pe o zi pe alta, dar ieșind la pensie și neavând câteva luni de zile din ce trăi? Cum omul ăla din ce să trăiască? Lipsă de respect. Am găsit la mulți, zice, să se împrumute, să-l ajute familia, să... Măi, statule, dar omul ăla a muncit o viață întreagă, tu nu te poți mișca puțin când ai ieșit la pensie în 30 de zile? Da. Să-i dai pensia ca și cum ar obține salariu la sfârșit de lună. Ei, lucrurile astea, pentru lucrurile astea noi ne zbatem și facem tot felul de eforturi. De-aia vrem să ajungem la guvernare, pentru că noi știm suferința reală a poporului român. Noi știm fiecare lacrimă, dacă pot să o spun așa, pentru că eu știu, am 20 ceva de nepoți care sunt plecați toți în străinătate, mi-au rămas 2-3 în țară sărace, care au rămas să-și îngrijească părinții bătrâni și bolnavi. În rest, toți sunt plecați în străinătate. Nu sunt patroni pe acolo. Să știți dumneavoastră că nu sunt cine știe ce funcționari pe acolo așa și să vină să pozeze prin România, prin România. Sunt respectați pentru munca lor, că sunt cinstiți și au încredere străinii să le dea cheile pe mână și să lucreze, să deschidă, să închidă dimineața, seara și să facă o muncă excesivă. Dar de ce nu le-a dat încredere aici? De ce trebuie să plece? Aia trebuia să facă statul român. Deci este vinovat și trebuie să-l acuzăm și trebuie să îl dăm la o parte pe acela care încurcă lucrurile aici și se opune la bunul mers al țării și la bunăstarea poporului român. Domnul poporul român, atâtea da. Bogății ce are poporul român sau câte a avut poporul român, de puteam să trăim, așa cum spunea un bine cunoscut domn din România, că ar fi trebuit să strălucească ca soarele sfânt de pe cer. Ei, nu fi fost chiar așa, dar pe acolo tot ne aflam noi. Vedeți, spuneați că să am probe, să dovedesc cu probe tot ce au jefuit, ce au furat cei care ne-au condus 31 de ani. Eu vă spun că sunt probe. Da, fabricile unde sunt? Instanță, da. Stați așa, vă rog să-mi dați voie. Da, vă dau. Și să exemplific doar câteva dintre aceste. Unde sunt fabricile din România? Unde sunt uzinele din România? Unde sunt navele din România? 300 și ceva, 400 de nave. Eram a treia forță mondială la transportul. Eram cunoscuți ca cărăușii oceanelor și mărilor. Și așa. Unde sunt? Ați înțeles? Astea. Unde sunt bogățiile solului și subsolului? Dacă nu mai avem gaze naturale, nu mai avem aurul, am dat, aia am dat, gazele, petrolul. Unde sunt? Pădurile le tăiem și le dăm în fiecare. Când ar trebui să spunem, noi ne opunem tăierii pădurilor pentru 50 de ani. Pentru 50 de ani să dăm posibilitatea și celor care vin după noi să aibă și ei un aer curat, ozonat, proaspăt, să se bucure și ei de natură, să meargă să facă și ei un picnic în pădure și așa. Ei, nu, în ritmul ăsta mai avem 15% din pădurile din România, într-o asemenea viteză, rapiditate cu cât se taie, nu se fac în pădure și ca să crească un copac îi trebuie 100 de ani. Ați înțeles? Vă rog, nu am înțeles, domnul Diman, mai puțin, vă rog eu frumos. Da, e foarte corect. Deci în țară la noi vă spun eu cum se vede politica din afară. Și trebuie probe. Astea sunt probele. Probele sunt astea. Dar vă spun sincer. Că nu mai sunt. Nu, când acuzăm pe cineva. Din afară se vede așa. Astea da, sunt. Hai să vă spun cum se vede afară. Da. Dom'le, în România, ca să fie foarte clar, în România de câțiva ani, de vreo 5 ani, cam așa, se fac politici de moment. Și a mai spus-o cineva. De moment, adică atunci când le convine ceva. Gândiți-vă că trăim o perioadă, unii au spus, când era război știai cu cine să te bați.
acum ne bătem cu cineva invizibil. Deci avem o inamic invizibil. Perfect. Sigur că da. Cum au făcut alte țări? Alte țări au zis prima dată sănătatea publică și după aceea războaiele noastre interioare politice. Da. În schimb, în România, credeți-mă că am văzut, după caz, sunt partide în România care își doresc doar problemele lor să le rezolve, dar sănătatea o pun pe ultimul loc. Gândiți-vă că Spania, nu, studiați, Franța. A amânat alegerile, asta vezi. Nu, numai că a amânat alegerile, dar da. O să intre în lockdown începând de vineri. De luni și marți intră închidere parțială Germania și Austria. În România se vorbește, hai să mergem la vot. Nu vă dați seama, domnilor guvernanți, că românii chiar mai au încă încredere puțin, dar mai au încredere în dumneavoastră. Românii au nevoie, în primul rând, să fie siguri. Și un stat este obligat, prin legile, cum a spus dumneavoastră, legile fundamentale, să fie alături de români. Nu văd acest lucru. Și credeți-mă că guvernul, apropo de guvern, și acum dumneavoastră ridicați tonul și faceți bine, l-am adus la mine și e pentru prima oară când arăt în fața unei televiziuni. Acesta este programul de guvernare al guvernului actual. Vă spun sincer, români, și vedeți, și vedeți să puteți să verificați. Ultima pagină împărțită în două, deci o pagină, asta este diaspora în gândirea Partidului Național Democrat, PNL-ul. Îmi pare rău, îi cunosc foarte mulți miniștri, cunosc foarte mulți oameni deosebiți. Dar ăsta este planul dumneavoastră de guvernare. Ne-a spus în paginile, sunt 60 și ceva de pagini frumoase, le-am văzut. Acești oameni au mers 1 milion la vot și au dat votul de recunoștință președintelui. Domnule președinte, vă cunosc personal. Ați promis un lucru, domnule președinte. Ați promis că diaspora este prioritate națională. Încă mai așteptăm. Lumea a început să nu mai creadă. Depinde ce așteptați. Vă spun, nu mai așteptăm. Avem un telefon, vă rog. Bună seara. Alo? Da, bună seara. Bună seara, domnul Pipin. Bună seara. Vă sunt din Italia. Vă ascultăm. Sunt Gabriel Ghiță. Da. Și vreau să vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră, pentru coerența și inteligența dumneavoastră. Mulțumesc. Vreau să salut invitații dumneavoastră, domnul Ștefan Stănășel, pe care îl cunosc foarte bine. Domnul Ghiță. Sunt chiar și în colaborare. Cu respect. Vă salut și pe domnul Dima. Mulțumim. Știți că sunt niște personaje extraordinare. Vă mulțumesc. Care vorbiți foarte bine la subiect. Ceea ce vreau să vă spun că foarte mare dreptate au acei domni și sper că se merită toată atenția tuturor românilor, atât din țară cât și din diaspora, pentru că sunt persoane care sunt doritori de bine. Eu am intrat în politică tot pentru dorința de a face ceva bun. De ce vă spun asta? Pentru că eu sunt un personaj mai mult pe plan sportiv. Însă, am intrat în politică pentru dorința de a schimba în mod pozitiv personajele din România, cât și din diaspora. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care noi veneam în țară, nu puteam decât să găsim părinții, prietenii, rudele, extraordinar de triști. Pentru mine era un foarte urât moment, pentru că uneori evitam să mai vin în țară decât să mă întorc în Italia înapoi necăjit. Ceea ce vreau să vă spun este că merită toată atenția. Orice persoană care dorește să se implice în politica românească, cât și cea diasporeană, dar cu intenție clară, pentru că suntem de o foarte mare perioadă de neîncredere în ceea ce privește atât politica românească cât și externă. Mi-ar face mare plăcere să aibă un succes extraordinar acești oameni, pentru că, așa cum suntem și, suntem foarte mulți alți doritori de bine. Nu trebuie să generalizăm,
persoanele care nu se implică în mod bun, corect sau cu bună intenție. Eu vă spun asta. Sunt un personaj politic care nu am atacat niciodată niciun partid politic, nici o persoană publică. Eu sunt un fost sportiv. Sunt un fotbalist la noi care am jucat în divizia din Zabet. Am jucat cu jucători importanți ai Naționalei de Aur. Nici în momentul în care eram un sportiv, un jucător, nu cunduiam sau nu deream niciodată rău echipei adverse. De aceea vă spun că suntem foarte mulți oameni doritori de bine care ar trebui să ne unim. Să știți că este foarte simplu să putem să vrem să fie bine. Însă multe mai că suntem milioane de oameni cu milioane de caractere. Ar trebui o unitate și mai puține partide, părerea mea. Da. Nu știu dacă greșesc. Nu, 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 e o idee bună. Numai să putem să o implementăm. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Mulțumim, multă mulțumim, sănătate, mulțumesc. Toate cele bune. Da, mulțumim. Bine, bine. Să trăiți. Mulțumim, să trăiți. Da, ziceți-vă fraza la sfârșit și să luăm o pauză. Nu, nu, dar să vă spun un lucru. Are dreptate. În momentul când neîncrederea intră într-o comunitate care sare de 5 milioane de oameni, înseamnă că este ceva în regulă. Sigur. Oamenii, încrederea nu trebuie neapărat să o câștigi românului. El ți-o dă. Dar când vede lucruri, fapte, și ați văzut, când dai un exemplu, trebuie să dai un exemplu, să fii un om de exemplu. Tatăl meu, și cu asta închei, spunea așa: mă băiete, dacă vrei să arăți lumii cum ești tu de bun și ce știi să facă ei, în primul rând să fii gospodar la tine acasă. Corect. Și după aceea să te duci la alții să le spui ce și cum. Și are dreptate domnul Ghiță când spunea: neîncrederea și evitarea. Găsim părinții triști, găsim părinții plângând, nu-și văd cu anii copiii, alții nu văd nepoții. Credeți-mă că nu este ușor pentru român. Românul din diaspora vrea să fie respectat. Ajutăm România, o ajutăm în continuare. Eu le-am spus, nu vă întoarceți acum români, că putem încă să mai ajutăm România. România are nevoie de ajutor. Acele 110 miliarde de euro, care culmea noi nu beneficiem de niciun proiect care se întoarce din partea statului român. Da, da. Noi avem creșe, școli, avem acolo pentru copii, avem spitale. Deci facem totul pentru românii care au rămas în țară. Măcar să fim bine primiți la vamă, să zic: bine ai venit, român drag. Suntem, da, români. Luăm un moment de publicitate și revenim. Mulțumim. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre.
Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Nu mai pun. Am primit în studio, stimați telespectatori, partea a treia emisiunii, penultimul moment de publicitate și discutând despre ceea ce presupune intervenția statului față de românii din străinătate, dar și față de cei din țară, vreau să vă supun atenției o singură dispoziție. Tot discutam despre nivelul de trai. La articolul 47, că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Tocmai asta, din păcate, nu s-a întâmplat în toți acești ani. Mai mult decât atât, o să discutăm, dacă timpul ne va permite, și de politica externă practic inexistentă după ce România a intrat în Uniunea Europeană, fiindcă nu putem să ne manifestăm în niciun mod prin reprezentanții statului român față de în altul reprezentant pentru politică externă și față de alte organisme internaționale, evident, din care România face parte. Dar pentru aceste aspecte ce țin de nivelul de trai, cum foarte bine le-a evidențiat domnul Dima în partea a doua emisiunii, vreau să mai spun decât atât și să arunc o minge la filou foarte importantă în perspectiva alegerilor parlamentare. Parlamentul are funcții foarte importante. Cea mai importantă, funcția legislativă. Funcția a doua este funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. Aici, din păcate, cetățenii români sunt extrem de dezamăgiți de faptul că pentru cele mai importante instituții ale statului și cele mai bine plătite, pentru funcția de președinte și vicepreședinte, Parlamentul este cel care votează în plenul Parlamentului numirea acestora. Din păcate, aceste numiri fac obiectul unui troc politic între majoritățile parlamentare sau cei care au cele mai multe mandate în Parlament, de regulă PNL, PSD, evident cu ceilalți aliați ai lor. Și avem exemple nenumărate, chiar în ultima perioadă, când au fost modificate acte normative pentru a putea fi introdusă într-o lege sau într-un regulament că pentru ocuparea unei funcții de vicepreședinte la o instituție foarte importantă, Curtea de Conturi, s-au trecut în afară de științe juridice și științe economice și științe inginerești. Foarte ciudat pentru Curtea de Conturi. Ultima chestie care vreau să spun în legătură cu această funcție, vorbind de funcții înalte în stat, precum avocatul poporului, președintele Consiliului Legislativ, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, președintele Consiliului Economic și Social, președintele ANCOM, președintele ANRE și, mă rog, alte funcții foarte importante care sunt plătite din bugetul statului, deci din contribuția cetățenilor cu sume de circa 10.000 de euro lunar. Și cu asta închei cu a vă spune și celelalte trei funcții importante ale Parlamentului, funcția de conducere în politica externă, funcția de control parlamentar,
funcția de stabilire a direcțiilor principale activității statale, economice, culturale și juridice și funcția privind organizarea internă și funcționarea Parlamentului. Din păcate, aceste funcții, așa cum sunt ele prevăzute în regulamentele Camerelor și în Statutul Deputaților și Senatorilor, legea 96/2006, consider că ar necesita schimbări fundamentale pentru că, după 31 de ani, s-a dovedit că Parlamentul a devenit mai mult un organ în care cei mai importanti oameni politici se ascund sub diverse funcții care le sunt atribuite prin trocul politic făcut de cele mai importante formațiuni politice. De aceea, pentru că e o problemă foarte importantă, i-aș întreba pe invitații mei cum văd ei această schimbare de mentalitate a Parlamentului, dar înainte de a le adresa această întrebare și a răspunde dânsii, avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Să rămână! Doamna Rodica Roman! Da! Vă ascultăm! Am și eu o rugăminte la invitatul dumneavoastră, domnul Ștefan Stănășel. Cu drag! Dânsul a afirmat că diaspora este o prioritate națională. Nu am afirmat eu, a afirmat domnul președinte. Da, dar dânsul susține afirmația domnului președinte. Nu o susține, a spus că deși a afirmat că diaspora este o prioritate națională, n-a făcut nimic în a sprijini diaspora după ce, în turul 2 de scrutin la legile prezidențiale de anul trecut, a votat 1 milion de români din diaspora. În ultimii 5 ani, poate de acum încolo. Da, spuneți, doamnă, vă rog. Ultimii 5 ani, nu. Da, întrebarea mea este, se referă la următoare. În general, eu respect oamenii, cu atât mai mult îi respect pe cei din diaspora, pentru că am mare parte din familie împrăștiată prin lume și știu cum au plecat, știu de ce au plecat, știu câte doruri și câte plânsete au strâns în sufletul lor și, câte dureri au îndurat ca să-și facă o situație dincolo de granițele țării astea. Gândul la copiii pe care i-au lăsat în țara și cu tot ce au lăsat ei aici mai bun. De ce totuși să facem o discriminare între diasporezi și populația națională, cei care au rămas aici? Corect. Pentru că și cei care au rămas aici duc greul. Au rămas o populație îndurerată. O să vă răspund. O populație care suportă toate politicile acestea publice pe care le fac cei care ne conduc în defavoarea poporului român și a României. Tot ceea ce se face de 31 de ani încoace a fost împotriva României. Aș vrea să nu se mai facă diferența dintre diasporezi, pe care cu drag îi numesc așa, și cetățenii care au rămas aici în țară. Noi nu suntem cetățeni de mâna a doua. Da. Suntem la fel. Doamna Rodica. Cei din diaspora au dreptul de a vota 3 zile. Vă dau un singur exemplu. Da, știu. Cei din diaspora au dreptul de a vota 3 zile. Au avut anul trecut. Noi aici avem o singură zi. Acum avem două. Doamna Roman, eu, dacă vreți, vă răspund, pentru că sunt la sentimentul dumneavoastră și credeți-mă că... De unde sunați, vă rog? Din București. Din București, perfect. Ați avut o transmisie foarte proastă, să știți, cu foarte multe întreruperi. Așa este. Încerc să vă urmăresc pe cât pot mai bine. Să știți, aveți perfectă dreptate, doamna Roman. Vă înțeleg, pentru că eu vin din diaspora, am trăit ultimii 25 de ani din viață, sunt trăiți acolo, departe de acasă, știu ce înseamnă durerea de dorul de acasă. Nu mai spun când venim, suntem puțin tratați ca și am fi străini încă o dată în țara noastră, vă înțeleg. Dar ceea ce este mai periculos este că cunoaștem un lucru foarte, foarte dureros. Sunt persoane care lucrează în spate la un zid între românii trăitori din țară și românii trăitori pe alte meleaguri. Acel zid, nici copiilor noștri nu l-ar putea dobori. Asta e un lucru important. Să nu ajungem acolo. De aceea am vrut să intru în politică, pentru că se creează acel zid. Românii, indiferent unde ar fi prin lume, tot român este.
Și credeți-mă, eu, băiatul meu a ajuns al patra funcție administrativă într-un oraș de 200 și ceva de mii de locuitori. Este a patra după primar. Vă dați seama, oamenii încep să ne respecte. Dacă acum avem ajutorul țării, acum putem demonstra celor care ne-au găzduit până acum că n-au greșit în noi. Credeți-mă că în România aveți dreptate. Sunt politici numai ca să treacă un partid sau altul. Eu vă spun din politică, vă spun, românii s-au săturat. S-au săturat de critică, culmea critică românul care a plecat din țară. Ne spun pe un ton foarte urât căpșunarii din Spania și boschetarii din Italia. Suntem fii acestei țări, suntem români, indiferent unde am fi. Am muncit, muncim, că acolo dacă nu muncești, nu poți să trăiești. Cei care ne-au făcut de râs și încă ne mai fac. Dar e o vorba dumneavoastră, o pădure fără uscături nu se poate. Noi stăm atenți și la uscături, că degeaba facem lucruri frumoase în diaspora, dacă vin uscăturile și ne dau peste aceste realizări. Deci aveți dreptate, doamna Roman, România ar trebui respectați românii din diaspora românească. Așa este. Hai să ne respectăm toți, și pe cei din diaspora, să ne respectăm și cei de aici din țară. Și dacă dumneavoastră o să ajungeți să fiți ales și să reprezentați diaspora, dărâmați, domnule, zidul acela care ne desparte. Haideți să trăim ca frați. Doamna Rodica, sunt un om cunoscut în Italia. Am reușit în ultimii ani să arăt că se poate face chiar dacă nu ești un om politic. Atenție! Cineva spunea că am făcut cât 4 politicieni la un loc. Nu! Eu spun un lucru. Din partea administrației de la București ar trebui, în primul rând, clădit un lucru. Românii care vor să se întoarcă, să facem politici clare pentru ei și culmea, că citeam azi dimineață, domnul Titi, citeam un lucru foarte interesant. Dom'le, ar trebui din partea Europei cerut, pentru că sunt fonduri nerambursabile pentru românii care vor să se întoarcă, dar nerambursabile, nu pe cheltuiala celor care au muncit în țară. Eu niciodată n-am fost de acord ca românii din străinătate, cum au spus și alții, le-au promis bani să se întoarcă. Nu! Omul are demnitatea lui. Omul vine cu o pregătire extraordinară. Și nu numai locuri de muncă, pentru că și în țară e o lipsă fantastică. Dacă românul s-ar întoarce, se întoarce atunci când vede că oportunitatea este la fel. Oricine s-ar întoarce în România. Și eu și mâine m-aș întoarce, credeți-mă. Dar înainte de a te întoarce, te gândești la copilul tău, la tatăl tău care a rămas în România, cine îl va ajuta dacă dai greș? S-au întors, și cu asta închei, s-au întors români cu afaceri. Au stat 2 ani și au început controle. Burocrația a început să-i iau falimentat, s-au întors înapoi după ani de zile de eforturi și de osânda lor la muncă în țară și au dat seama că au fost trădați de țara lor. S-au întors înapoi în diaspora. Asta e un element negativ. Eu încă mai am speranță că România va face un program clar pentru românii ai noștri, românii mei, cum zic eu, de peste hotare. Nu mi se pare corect ca să facem o diferență. Noi am ajutat România, nu cerem ajutorul României. Noi românii din diaspora nu cerem ajutorul, cerem respectul și culmea când venim acasă să fim văzuți bine. Da. Mulțumim mult, doamna Rodica Roman, pentru intervenție. Domnul Dima, vorbeam înainte de acea funcție de numire a unor autorități statale de către Parlament. Cum vi se pare s-a ajuns în așa fel încât, nu dau nume, dar oameni care au fost oameni politici fără să aibă niciun fel de legătură cu acele instituții, să fie numiți de Parlament președinți, vicepreședinți, în loc să iei oameni competenți care să merite să ocupe acele funcții. Practic, nu mi-ai pus pe listele de parlamentari, dar le-ai oferit altceva ca să trăiască și mai bine. Vă rog. Eu știu că se folosește în spațiu public și între politicieni, când se acuză unul pe altul, de sinecuri, că au fost unor personaje sinecuri. Deci au trebuit să le răsplătească pentru anumite servicii fidelitatea. Și atunci au fost propuși și au fost numiți în aceste funcții foarte, foarte bine plătite.
cum poți să spui că nu e treaba noastră, a oamenilor, să-i tragem la răspundere pentru salariile? Vă te rog puțin pentru un telefon, păstrați-vă ideea că dumneavoastră continuați. Da, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Da, vă ascultăm! Am onoarea. Domnul Sultan, din câte... Da, da, eu sunt. Da. Bună seara! Noi ne cunoaștem de ceva vreme. Din păcate, nu pot fi în București astăzi, dar urmăr de la distanță tot ceea ce se întâmplă. Emisiunea noastră care este foarte bine realizată. Mulțumesc! Și să salut invitații pe care îi aveți. Interesant. Mai ales că aici se vorbește despre diaspora. Da. Eu aș adresa, dacă mi este îngăduit, o întrebare dincolo de o remarcă pe care am să fac, pentru că întotdeauna noi cei care avem experiența vieții de parte de casă și a diasporei, știm cu toți că atunci când vorbim despre reprezentare și mai ales reprezentare parlamentară, este întotdeauna un mare câștig cu comunitățile românești din afara României, din afara granițelor, din diaspora, se pot spune, atunci când un român, mai mulți români ne reprezintă, români care cunosc de aproape această experiență a vieții de imigrant. Este o viață destul de dură, o viață cu foarte multe obstacole, o experiență din care se învață foarte mult și, bineînțeles, o experiență de pe urma căreia însăși România, însăși poporul și poporul român au foarte, foarte mult, multe câștiguri, multe avantaje și avem cu tot foarte multe câștiguri. Ceea ce eu pot să spun după cei 4 ani de mandat pe care am avut în Parlament în legislatura 2012-2016, deci anterioară, este faptul că atunci când provocările sunt la tot pasul, actorii politici, cei care doresc să reprezinte comunitățile de români de pretutind Parlamentul României, trebuie să aibă o agendă foarte bine stabilită, să fie bun cunoscătorii problemelor pe care le întâmpină românii de pretutine. Și, evident, aici m-aș rezuma la o problemă, pe care nu putem să atingem toate pe la problema ce există în diaspora, problemă legată de un obiectiv care ar trebui poate îndeplinit de mult. Eu l-am identificat, sunt mulți români care doresc ca un consulat în Sardinia pentru românii de acolo să existe și aș dori să întreb invitatul pe domnul Stănășel, care are o bogată experiență de viață în Italia, ce părere are despre acest lucru, despre faptul că există un consulat și pentru acei români, bineînțeles că poate să dezvolte vieții mult mai bine decât mine și poate fi auzit mult mai bine decât mine, pentru că și românii în diaspora trebuie de la această oră. Și bineînțeles, o a doua problemă pe care aș dori să o dezvolte cei prezenți studioși, să o dezvoltați noastră, dori să aud un argument sau o opinie cât de cât clară asupra a reprezentării românilor de pretutindeni în Parlamentul României. Știm foarte bine că ani de zile, chiar și eu, chiar și alți colegi, dintre cei care candidează, se înțeles cu această situație unei slabe reprezentări, a unei minime reprezentări de 2 senatori și 4 deputați de diaspora, când noi deja dublați. Suntem peste 20% din populația României peste graniță. Deci, în propriu spus, 1,1% din parlamentari sunt cei care ar trebui să provină din diaspora, pentru că avem și situația ingrată de a avea reprezentanți care nu au trăit în comunitățile. Bineînțeles, așa e. Dar acesta este un alt subiect și las de asemenea la latitudine invitațiilor pe care aveți în această seară să dezbat aceste teme, consider eu de interes și, bineînțeles, și alte subiecte care vizează problematica extinsă românilor de pretutine. Vă mulțumesc! Da. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Aurelia Mihai, numai bine. Este. Da, domnule Aurelia Mihai, domnul deputat a fost și credeți-mă că de obicei nu prea laud persoanele, pentru că nu mi se pare corect. Dar acest om care a vorbit la telefon acum, eu l-am cunoscut și știu exact, l-am urmărit foarte mult. Singurul deputat, că mai avut și alții care nici măcar nu i-a văzut diaspora, alții care au fost numiți de la București pentru diaspora, ei știau și ei ceva despre diaspora, dar acest om iese din diaspora.
Și a fost singurul care a arătat clar Parlamentului României reguli democratice și culmea, în decursul 2012-2016, domnul Aurelian Mihai a făcut un lucru extraordinar care noi din diaspora ne-am uimit, că culmea, un singur deputat. Nu a fost Parlamentul care trebuia tot să lupte pentru ceva. A făcut un gest democratic, dar a reușit să anihileze, să le facă zero aceste cheltuieli. Când te duceai înainte să faci un certificat de naștere pentru copilul născut român acolo, te duceai la consulat și era o cifră rotunjoară, puțin mai mare dacă veneai după 6 luni, dar a reușit acest om și chiar îi mulțumesc pe această trebuie cale. Trebuie felicitat pentru lucrul ăsta. Trebuie felicitat pentru să-i recunoaștem munca. Deci nu sute de mii de copii. E un lucru care s-a întâmplat. Care sute de mii de români. Dar are cu ce se lăuda, n-am auzit pe nimeni să conteste. Sute de mii de români o să-i mulțumească, pentru că nu mai plătesc acei 50-100 de euro pentru certificat. Și eu vă mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, și credeți-mă că am luptat pentru un consulat, se numește consulatul la Bari, toți nu-l doreau, dar veneau oameni de la 270 de kilometri dus și întors 270 pentru o hârtie. Așa o să lupt și pentru Sardenia, la Olbia, sau vedem acum dacă este o insulă, vă dați seama că omul nu vă dați seama ce greu să meargă, să plece de acasă, să ajungă, să-și ia traghet, să ajungă până pe continent, să ducă până la Roma, pentru un document care îi trebuie pentru o procură, pentru mama, pentru părintele lor. Vă dați seama că este foarte greu și acolo nu este necesar, este imperios necesar. O să fac tot posibilul ca acest consulat să fie în viitor și asigur pe românii din Sardenia, sunt mulți și cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că este o zonă extraordinar turistică, fantastică, dar acești oameni nu simt România aproape. Asta a fost prima întrebare, dacă nu mă înșel. A doua vă las dumneavoastră cu parlamentarii. Da, parlamentarii români. Deci în Parlamentul României, dat fiind faptul că noi știm care este reprezentativitatea teritorială a unui parlamentar în teritoriu român. Și știm care sunt cifrele. Da, norma de reprezentare, un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori. În diaspora, numai dacă ne raportăm la cei 800.000 de cetățeni români posesori de pașapoarte, cetățeni români cu domiciliu în străinătate, și avem 4 deputați și 2 senatori, ar fi extrem de puțin și ar trebui dublați. Deci, prin urmare, trebuie dublat numărul de parlamentari. Însă, după pauză, să dăm cuvântul domnului Dima să ne răspundă la aceste întrebări și mai ales să-și continue ideea. Da, pauză și revenim. Ultimul moment de publicitate al emisiunii, vă rog. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem.
și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am urmărit în studio, stimați telespectatori, ultima parte a emisiunii Realitatea în Politică și înainte de pauză, domnul Dima începuse să ne explice, înainte de acel telefon în direct al domnului deputat Aurelian Mihai. Însă, haideți să răspundeți întâi la întrebarea legată de dublarea numărului de parlamentari sau de modul în care este reprezentată diaspora în străinătate. Ce opinie aveți, având în vedere numărul mare de cetățeni români și numărul mic de parlamentari, care oricum foarte puțini dintre ei își îndeplinesc misiunea, mandatul și misiunea față de cetățeni, da? Și da. După aceea continuați-mi ideea dinainte despre nivelul de trai. Vă rog. Deci, înainte apucasem să răspund exact la întrebarea dumneavoastră referitor la acei acele personaje care își găsesc după anumite funcții pe care le-au avut, numiri în diverse funcții bine, plătite, foarte bine plătite, extraordinar. Aproape cât în europarlamentar. Eu nu știu ce fac acești oameni, cum reușesc să fie să ajungă în acele funcții numiți de politic, niște oameni, politic, sigur că da, de niște oameni care sunt mai mari Parlamentului României, pentru că aceștia au calitatea și puterea, atribuțiunea de a-i numi pe niște oameni în niște funcții. În loc să numească niște oameni profesioniști, exact, ca să nu încurce lucrurile, ca să nu strice, ca să nu pună oamenii pe drumuri, ca să nu îi facă pe români să sufere, să facă tot felul de bazaconii acolo unde sunt numiți, că nu sunt pregătiți, nu au acea pregătire profesională, nici experiență, competență, dar totuși ei sunt numiți. Adică noi practic susținem un analfabetism instituțional. Corect. Sunt numiți. Fără în urma unui troc, vedeți că exact, că nu se opune nimeni. Face un joc, că stai că eu mă noi opun. Noi punem pe ăsta, voi pe ăsta. Ei, și exact, atunci vin cum au făcut în ultima schimbare acum, da. Mi-aduc aminte că a ieșit puțin scandal, cum au reușit Partidul Social Democrat, da, să-l numească pe domnul Iordache și PNL-ul de ce a stat și a dormit pe el, dar de ce USR-ul nu știu ce a făcut și așa? Ei, de ce? Pentru că ăia și l-au pus pe al lor, exact, pe Iordache, ceilalți l-au numit pe al lor. Exact, au fost de acord. Exact, vicepreședintele. Și s-au rezolvat, s-au spălat, de-aia domnul Zegrean, susținut de PNL, PMP, n-a reușit. Aceste numiri, așa cum se fac ele acum în felul ăsta, eu zic că undeva sunt la limita legalității. Pentru că ar trebui să fie numiți acolo profesioniști care să facă treabă de calitate, să îndeplinească funcția aia cu responsabilitate, să știe despre... El se duce acolo așa, mințind, jurând pentru funcția sa, da? Jură că își va îndeplini mandatul cu bună credință, jură că depune un jurământ, dar mandatul lui este unul fals, mincinos. El face pentru acoliții lui, din jurul lui, va trebui să le plătească
pe alte căi să ajungă niște bani, pentru că sunt bani extraordinar de mulți. Mi-aduc aminte acum de ceva vreme că cineva îmi spunea, domnule, la ASF... În ce scuze, mai avem un telefon din Italia. Bună seara! Imediat. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, o seară bună tuturor! Mă numesc Mihaela Gota, sunt președinta Asociației Mercuria Nova din Toscana și vreau să mulțumesc foarte mult domnului Ștefan Stănășel pentru că a fost singurul care a avut încredere în noi pentru realizarea proiectelor care le-am propus. Așa. Și să-i urez mult succes în ceea în percursul care vrea să-l facă și să fie mereu alături de noi, pentru că vrem într-adevăr să ajutăm români direct și nu numai pe probleme sociale și să realizăm proiecte nu numai în Italia, dar și în colaborare cu România. Atât da. Pentru persoanele care se găsesc în dificultate, cât și pentru copiii care sunt cu probleme vizabile și cu autism. Mulțumesc mult, Ștefan Stănășel. Eu vă mulțumesc. Oricând la dispoziția dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenție, toate cele bune și multă sănătate. O secundă, vă rog frumos. Doamna președintă, în primul rând este un prieten al celor care au nevoie. E un lucru extraordinar. Acest voluntariat nu s-a înțeles prea mult în România. Culmea, din Italia am reușit. M-a reușit să mă convingă să fiu alături la proiectul acesta pentru copiii din ceva de Comănești, dacă nu mă știu, pe lângă Comănești, județul Bacău. Da, Bacău, Comănești, Bacău. Copiii care au nevoi extraordinare. Și credeți-mă că am fost alături și voi fi tot timpul alături de voi. Sunt sensibil la aceste lucruri și credeți-mă că echipa națională, care sunt peste 800 și ceva de reprezentanți, toți o să fie alături de aceste proiecte care au un final corect și social și imediat. Ajutorul trebuie ajutat în momentul ăsta. Nu, cum spun alții, dom'le, vă dăm să mâncați peste o lună. Păi, dar numai oamenii acum au nevoie de ajutor acum. Da, acum. Mulțumim mult. Eu vă mulțumesc. Vă rog domnul Dima. Da. Continuați-vă. Vă mulțumesc foarte mult și sper ca și alți români să ne audă și să fie uniți la ceea ce vrem noi să realizăm. Mulțumesc mult. Sănătate, toate cele bune. Vă rog. Noi, Partidul Socialist Român, avem dezbatere pe această temă, le luăm în analiză, suntem profund nemulțumiți și revoltați pentru aceste numiri, zic eu, cu iz penal, a trebuit foarte bine verificate și anchetate, poate, că sub... Da, dacă nu ai avizul comisiilor juridice, este imposibil să nu se găsească niște sfori, niște trasee, niște linii care să ducă și acolo unde să se întâlnească cu penalul. Având ramificații peste tot, e greu. Nu se poate. Este foarte greu. E greu, mai ales că a spus că justiția e practic subordonată intereselor politice. Uitați, m-a apucat să spun de ASF, dar vine în minte acum un moment mult mai cunoscut și îl avem pe domnul de la PSD, domnul fost ministru Grindeanu. A fost numit la autoritatea pentru... Ancom. Da, la Ancom. 10.000 de euro. Da, 10.000 de euro. Păi vă dați seama, el a plecat din funcția de premier, da. Așa, și s-a dat o funcție... Exact, ca să tacă din gură. Dânsul a stat acolo, exact. A lucrat și pentru partid, că vedeți că s-a întors înapoi la partid. Înțeles. Deci a fost un post... Păi e funcție unde se joacă. Prin mascare să stea acolo, să câștige o groază de bani, după care să îl recupereze din nou și să îl numească pe o funcție mare. Acum va ieși din nou parlamentar și vedeți dumneavoastră... Bine, n-a fost niciodată parlamentar, dar o să iasă acum. O să iasă acum, că e pe o funcție eligibilă. E pe funcție eligibilă, da. Vedeți dumneavoastră, tocmai pentru aceste mizerii, pentru această cangrenă din Parlamentul României, din politica la vârful general, României, trebuie să luptăm și să o excizăm, să o tăiem, da, ca la operație, cu bisturiu din rădăcină, să nu mai crească. Este nevoie de Partidul Socialist Român, este nevoie de un partid care este nou în, da, pe scena politică asta mare, unde vrem să ajungem. Suntem acum un partid mic, dar avem
dorințe, avem intenții bune de a ajunge, pentru că noi nu ne dorim să ne îmbogățim noi. Da. Eu am făcut lucruri, am făcut lucruri și mi-am pus viața mea în slujba patriei, în slujba țării. Și așa că și de aici încolo este nevoie de oameni cu determinare, este nevoie de oameni cu spirit de sacrificiu. Dacă nu ai spiritul ăsta de sacrificiu, de a te sacrifica, de a face niște lucruri mărețe pentru nație, pentru cei mulți, pentru popor, pentru țara ta, n-ai ce să cauți într-o funcție de genul ăsta. Ați înțeles? Ei joia nu mai sunt de găsit. Exact, că sunt cu tot de scuze, apropo, că sunt plecați în teritoriu, că nu știu ce. Lunea se întorc tocmai marți înapoi. Când lucrează acești oameni în Parlamentul României? Ei, și aceste sinecuri trebuie desființate. Acești oameni care iau acești bani în aceste funcții mari care le-ați enumerat dumneavoastră, trebuie să fie aduse înapoi la nivelul, la nivelul și la stadiul economiei naționale, la câștigul salarial net minim pe economie care le-a și românul. Adică au trecut în altă sferă. Ei sunt în cosmos cu salariile acestea. Mai avem un telefon, nu se da, poate. Bună seara. Vă dați seama. Corect, imediat. Bună seara. Alo, bună seara. Vă ascultăm. Vreau să vă felicit în primul rând pentru emisiunea pe care o faceți. Vă mulțumim. De unde sunați? Să salut și oaspeții dumneavoastră. De unde sunați? Prato, Italia. Am înțeles. Bună seara. Prato, Italia. Seara. Da. Da, acum vă aud. Da, domnul Popa, vă ascultăm. Da, aș vrea să vă spun două cuvinte. Eu cunosc foarte bine pe domnul Ștefan Sănăstel, da? Și eu vă cunosc. Este un om foarte, are o inimă de aur. Chiar 6 de dimineață vă spun, el este în România, da? Îmi trimite un mesaj în care îmi spune, zice, este o problemă la Roma, poți să ajungi? Așa este. Zice, în contul meu. Îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc frumos pentru că sunt puțini oameni care au posibilitățile astea și credeți-mă. Nu, vreau să spun adevărul, care este adevărat. Întotdeauna cum mai pot apară lângă persoane mereu, asta e, deci este adevărul adevărat. Cum și fiul dânsului, lucrează în primărie, este, deci, numărul, pe locul 4 la primărie, nu este greu. Și reprezintă toți românii din zona. Am înțeles, să-i dorim mult succes. Pentru noi este ca o oglindă. Am înțeles. Mulțumim mult pentru telefon. Mulțumesc. Să-i dorim succes la alegerile parlamentare. Și pentru că sunteți o persoană extraordinară. Bun. Mai bine să fie ca dumneavoastră încă 20 aș face minuni în Italia, credeți-mă. Și așa este. Referitor, mulțumesc, cu mult drag. Un singur minut ca să-și continui ideea, domnule, mai imediat. Nu. Vreau să vă spun un singur lucru. Okay. Cum vă veți putea face cunoscută vocea, mai ales în condiții de pandemie, pentru că e o luptă inegală, vă dați seama. Partidele mici, printre care și Partidul Socialist Român, n-au posibilitatea să organizeze fel de fel de manifestații. Chiar dacă ați făcut un proiect de țară sau știu eu ce ați făcut, foarte bun. Ce vreau să vă întreb însă, foarte, foarte important. Trebuie să atrageți acea masă de cetățeni români care, din cauza neîncrederii în clasa politică, nu se prezintă la vot. În primul rând, de ce? Și aici vă întreb ce aveți de gând să faceți. Promit în timpul campaniei electorale că dacă vor fi votați, și asta promit de 30 de ani, nu e chestie nouă, de asta a și scăzut încrederea în ei, că facă drept, în momentul în care obțin mandatul și intră în Parlament, uită ce au promis că fac pentru cetățenii români, care de fapt i-au dat votul. Întrebarea este, pentru că nu ai cu ce să-i tragi la răspundere dacă nu se țin de promisiune, singura sancțiune, fiind sancțiunea nealegerii, votul. Ce propuneți dumneavoastră din punctul ăsta de vedere și cum faceți să atrageți electoratul care este pur și simplu absent din cauza neîncrederii în clasa politică, în PNL, PSD și oricine? Vreau să vă spun și că nu e puțin, 55%. Vreau să vă spun că, așa cum numiți dumneavoastră votanții poporul, deci da, s-au săturat de minciunile gogonate pe care zic votanți pentru că cei cu drept de vot au dreptul să numai se prezinte. Cei care au peste 18 ani împlinit. Da. Deci s-au săturat de gogoșile acestea pe care le-au servit cu mare dărnicie exact în campanii partidele parlamentare și din cauza asta suferim și noi, ceilalți care venim din urmă, partidele neparlamentare, pentru că
Nu primiți nici subvenție, nu primiți nici subvenție, nu faceți parte nici din BEC. Nu avem, nu avem niciun drept. Nu avem niciun drept, niciun drept legal, pentru că legea și-au făcut-o pentru ei. Exact. Vreau să vă spun că noi suntem discriminați. Schimbați. Păi schimbați legea. Când se fac, când se fac tragerile la sorți, pe buletinile de vot, pentru biroul electoral, pentru biroul electoral central, știți cine au întâietate partidele parlamentare, exact, care sunt 7-8 cu da, 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 DMR. Ei toate, sunt în față, da, da. Ocupă toate posturile, mai rămân două posturi care vin și spun așa, păi cei care au liste și complete și după aceea zice, și după aceea și alții. Ei, vreau să spun că noi suntem discriminați, adică suntem chiar interziși dacă o luăm așa, sub o formă mascată, suntem interziși, pentru că ei au făcut aceste legi. Și am mers și la Curtea Constituțională, ne-am plâns acolo și vreau să vă spun că această faimoasă, minunată Curte Constituțională, când este blamată, când le convine, când nu le convine, păi când e politici, coruptă, când, până da, la urmă, sunt a lor parte, până la urmă. Dar eu ca român, ca simplu român, care mă adresez la ei, aș dori să-mi găsesc dreptatea, care dreptatea se vede din avion, se vede ca lumina zilei. Și vezi că este o discriminare când un partid, când toate partidele ar trebui să plece de la același linie de start, când se trage cu pistolul, deci să pornească toți din acel moment. Așa, aici nu. Ei au făcut legea ca partidele parlamentare să fie în față, partidele neparlamentare astea să stea după colț la 2 km în spate și când a tras de pistol, așa, ei au ajuns deja în podium și ceilalți zice, hai mă, dați-i drumul și voi ca să jucați bambilice, să ne zicem că a fost democrație, au fost alegeri corecte și libere, dar este o minciună. Ne îmbătăm cu apă chiară. Ei, deci trebuie schimbată legislația asta a alegerilor, că sunt parlamentare, că sunt prezidențiale, că sunt toate au aceleași prevederi în aceste lucruri. La fel când mi-ați spus cum ne vom adresa noi cetățenilor și în situația asta nenorocită de pandemie care s-a abătut asupra românilor și a planetei. Vreau să vă zic că suntem interziși la radio, suntem interziși la televiziune, pentru că nu poți să ajungi dacă nu ești partid parlamentar. Ei au niște timp de antenă, să vedeți. Eu am fost la alegerile parlamentare la Senat în 2016. Știți cât, așa, mi-au dat 38 de secunde să-mi fac un clip, un video, da, un clip, să-l prezint la televiziune. 38 de secunde. Gândiți-vă și dumneavoastră ce să spun în 38 de secunde. Iar ei aveau 5 minute. Te plictiseai ascultând poveștile și gogomăniile pe care le vărsau pe posturile de televiziune electoratului. Deci astea sunt armele ilegale cu care lucrăm noi. Deci suntem interziși, cu alte cuvinte, nu numai când suntem noi Partidul Socialist Român, dar sunt și celelalte partide care sunt în aceeași situație ca și noi și ne luptăm cu greu să ajungem la cetățeni, să ajungem la votanți, să ajungem la popor, să ne cunoască, să ne audă, să știe cine suntem, să știe ce vrem să facem, să știe ce am făcut și ce vrem să facem pentru ei. Că noi nu dorim decât binele națiunii române. Vrem să stopăm, da, hoția, barbarismul ăsta prin care se taie, da, pădurile, prin care am scăpat de gazele, bogățiile naturale ale României, așa, de distrugerile astea care le-au făcut cu flota, cu calea ferată. Auziți, nu se găsesc, nu știu, 1000-2000 de vagoane. Dom'le, ăla nu este un portofel să-l bagă în buzunar și să plec cu el. 1000-2000 de vagoane de cale ferată. Acum ați văzut cu cât circulă. Deci noi avem proiecte pe toată, da, proiect de dezvoltare a României făcut pe toate domeniile de activitate. Așa. Și avem aici cu calea ferată. Au nenorocit calea ferată. Aveam vreo 17.000 de kilometri de cale ferată. Mai avem acum vreo 11.000 pe care să merge ca numai și cu căruța, mai cu teleguța. Să-i dăm cuvântul și, deci, domnului. Uitați câte lucruri avem și nu putem să ajungem, sigur, nu putem, corect, să ajungem, apropo, la cetățeni, la votanți. Corect. Decât domnul cu mijloace simple. Mai avem două și minute, foarte, vă rog. Chiar, cum să nu. Aș vrea, în primul rând, să dau un mesaj celor care ne privesc din diaspora. Dat fiind faptul că am discutat până acum de partidele politice care, culmea, înainte își trimiteau de la București fără să știe nimic despre români din diaspora, acum au înțeles că nu mai merge să ne mai înșele, dar vă spun ce s-a întâmplat acum 4 ani, că românul își uită ce s-a întâmplat acum 8 sau 12 ani. Acum 4 ani, zeci de mii de români au dat vot de recunoștință unor partide.
Din 4 deputați, 2, și atenție la acești 2, eu nu mă refer la ceilalți, credeți-mă că m-au întrebat foarte mulți oameni ce părere am. Primul este domnul Coliu, pe care îl cunoașteți cu toți. Da. Și unul vi-l spun eu, no. Mihai Voicu. Da, corect. Coliu, nu l-a văzut, de la, nu cunoaște nimeni. De la PMP, culmea de la PMP, domnule Traian Băsescu, chiar n-ați uitat să-l verificați, omul ăsta a avut un caz penal, care a intrat să reprezinte românii din diaspora în Camera Deputaților, o chestie juridică, a greșit penal și, atenție, a fost condamnat. Domnul Mihai Voicu, pe care l-am cunoscut personal, de la Partidul Național Liberal, nu l-a văzut nici diaspora, nici PNL diaspora, atenție, dar nici în Parlament, nici în comisii. Nu vă bateți joc de români. PSD-ul, cum vă permiteți să vă cereți liste de candidați pentru diaspora? Ne-ați făcut cu ou și cu oțet. Să aveți parlamentari pentru diaspora, PSD-ul, să vă fie rușine. Îmi cer scuze, dar m-am supărat și eu după 10 secunde, de ce să voteze Partidul Socialist Român? 10 secunde. Da, să ne voteze pentru că suntem cei mai buni. Suntem patrioți, suntem oameni cinstiți, nu am jefuit România în acești 31 de ani, fabricile, uzinele, combinatele, da, noi am construit, da, oamenii acestui popor care reprezentăm clasa de mijloc și cea de jos, pătura de jos, care au construit România după al doilea război mondial, din cenușă, s-a ridicat până în 89, fabrici, uzine, școli, spitale, grădinițe, șosele, viaducte. Vă doresc mult succes amândurora. Pentru asta să ne voteze românii. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Bună seară, mulțumim pentru atenție și pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim. Toate cele bune.